ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mi-a venit să zic bună ziua doamnelor și domnilor, dar nu suntem la televizor. Bine v-am regăsit așadar la un nou videoclip în care vă vorbesc despre produsele pe care le-am terminat. Avem un nou coș plin cu astfel de produse, un clip de empties, cum se mai numește el așa prin zona asta de YouTube. Îmi pare rău că filmez din același unghi, dar... Sincer, nu vreau să închid câinele doar ca să filmez, vreau să se bucure așa de libertate. Mai mult să știți că a început să stea închis seara și când nu suntem noi acasă și se descurcă foarte, foarte bine. Așa că nu vreau să-l privez de libertate și de persoana mea în timp ce filmez, așa că o să fiu aici, probabil multe clipuri de acum încolo, pentru că vreau să-l știu lângă mine și să mă vadă și să știe că nu este singur. Mulțumesc anticipat pentru înțelegere! Hai să trecem la produsele pe care le-am terminat și am această cutie goală de șervețele cosmetice de la DM. Știți că acestea sunt preferatele mele. Mi-ați recomandat și voi unele din Lidl, dar ajung destul de rar acolo și când ajung, uit. Mi-ați mai recomandat unele parcă, nu mai știu, din Carrefour, nu mai rețin, dar după acestea se pare că întind mâna mai repede. Dacă o să ajung la Lidl, o să le încerc și pe acelea, însă să știți că pe acestea le recomand pentru că sunt destul de multe într-un ambalaj, mi se pare că sunt 72, cred, sunt în dimensiuni mari, au mai multe straturi și absorb foarte, foarte bine apa și nu lasă scame din acelea. Așadar, dacă sunteți în căutare de șervețele cosmetice bune, le găsiți în DM de la brandul propriu Soft & Care, dacă nu mă înșel, varianta XXL, acestea sunt. Am terminat și acest balsam de rufe de la Lenor, pe care cred că l-am primit eu în Boostbox, cred, în Summer Boostbox. Mi-a plăcut, doar că să știți că nu mi se pare că persistă atât de mult parfumul în haine, precum se întâmplă cu... am uitat. De la Sano, gata. Cu acel balsam de la Sano. Se pare că acela este, din punctul meu de vedere cel puțin, numărul 1. După ce folosește acel balsam de la Sano, mi se pare că hainele miros cel mai mult timp. A avut un miros plăcut, să știți că eu puneam un pic mai mult față de cum scrie pe cutie și totuși nu s-a terminat atât de repede precum mă așteptam atunci când am văzut ambalajul atât de mic. Ei ne garantează că este suficientă cantitate pentru 33 de spălări. Eu am avut varianta Fresh Air și... da, într-adevăr, miroase foarte, foarte bine și foarte puternic, mai ales atunci când îl miroși direct din sticlă. Era cu crin imperial, dar nu mă deranja absolut deloc mirosul acesta floral. Am terminat și gelul de duș de la Milana, de la Tezorii d'Oriente. M-a bufnit râsul pentru că mie Milana mi-a luat cu un scop și anume că mirosea bacara ruj. Eu, inițial, când am mirosit gelul de duș, mi-a plăcut foarte mult mirosul, dar, sincer, nu m-a dus cu gândul acolo. Mi se pare că mi-a lăsat ea un comentariu în care v-am spus că am primit acest gel de duș de la ea și îmi spunea, vezi că ți l-am luat pentru că miroase a bacara ruj. După ce mi-a spus acest lucru, într-adevăr, parcă mi se părea și mie, dar nu m-a dus cu gândul la acel parfum din prima, așa că dacă vreți să cumpărați această variantă, Persian Dream, parcă, doar pentru că miroase a bacara ruj, nu este un miros 100%, este undeva cam 50-60%. În rest, gelurile de duș de la Tezorii d'Oriente îmi plac foarte, foarte mult. Au mirosuri altfel față de ceea ce mai găsim pe piață. Persistă mirosul câteva ore, să zic, pe piele, cam cât persistă până la urmă un gel de duș bun, că nu e parfum. Dacă vrem să mirosim frumos, folosim foarte simplu un spray de corp sau un parfum sau ce ne dorim noi. Nu ne bazăm doar pe gelul de duș. Scopul lui este de a curăța, de a hidrata eventual și de a mirosi frumos atâta timp cât îl folosim în duș. Așa că să știți că asta, această variantă, Persian Dream, cred că este varianta mea preferată de la Tezorii d'Oriente și vă recomand să încercați dacă vă place mirosul de bacara ruj. Am mai terminat și acest produs de la Deluxe Aroma. Este un parfum de rufe concentrat. Eu am varianta Passion aici. Dacă nu mă înșel, mirosea bacara ruj. Stați un pic. Nu, ăsta miroasea a Yves Saint Laurent, dacă nu mă înșel, dar am scăpat acum denumirea parfumului. Dar l-am avut. Deci ceva ce am avut prin colecția mea. S-ar putea ca bacara ruj să fie oriental, cred că așa se numește, dar oricum dacă intrați pe site-ul lor, sigur găsiți a ce miroase fiecare produs.
Să știți că se termină destul de greu pentru că trebuie să combinăm o părticică mică cu o parte mai mare de apă și abia apoi punem produsul în cuva mașinii de spălat. Mirosul în haine nu pot să spun că persistă foarte mult, dar miroase atât de bine după ce le întinzi. Deci, cred că ăsta este cel mai bun produs în ceea ce privește proiecția parfumului, dacă ar conta asta pentru cineva, dar mă îndoiesc. Mi-a plăcut una peste alta, este un parfum ok, dar am eu senzația că cele de la Kifra este posibil să fie mai bune. Încă nu am achiziționat, știu că mi-ați spus de ele, o să le încerc, dar nu știu când îmi fac timp să fac și această comandă, pentru că în ultima perioadă stau foarte, foarte prost cu timpul. Dar astea sunt așa, informații behind the scenes, important este că sunt aici prezentă pe YouTube pentru voi și că reușesc cât de cât să-mi rezolv și alte treburi. Am terminat și un gel de duș de la Nabulsi, de data aceasta, Tobacco Vanil. Are în compoziția lui ulei de măsline, dar să știți că nu miroase pielea ulei de măsline. În schimb, rămâne super catifelată și rămâne și acea senzație pe piele, nu știu, pielea aia care scârție. Asta înseamnă că pielea ta este super, super curată. Așadar, una peste alta recomand acest brand. Eu am primit acest produs de la Andreea Stăicuț, dar este foarte posibil să-l recumpăr. Să știți că am primit și un săpun de mâini și dacă m-ar obliga cineva să aleg între cele două, aș alege săpunul de mâini pentru că am impresia că îmi place mai mult. Se aseamănă cu gelul de duș, la fel și nu-s născută în Moldova, la fel rămâne pielea super curată, dar cred că îmi place mai mult aroma de la săpunul de mâini. Uite, acum îmi scapă, nu mai știu ce aromă am. Dar una peste alta sunt produse pe care le recomand și să știți că pentru persoanele din București le-am văzut și la saloanele Magic. Așa că dacă ajungeți la Magic, uitați-vă după ele că le puteți mirosi mai ușor acolo. Bun. Ce am mai terminat? Da. Apa asta micelară de la Remescar este un produs pe care, dacă nu mă înșel, l-am primit eu când am fost la farmacia Tei și am făcut niște cumpărături mai mari. Micellar Cleansing Water 3-in-1. Nu mi-a plăcut foarte mult. În primul rând, nu curăța 100% tenul. În al doilea rând, dacă, de exemplu, îmbibai două cotonete și le puneai așa pe ochi ca să dizolve mascara și era mai mult produs în cotonetă și nu ți ajungea în ochi, Doamne ferește! Nu vreți, am pățit de vreo două ori chestia asta sau de trei și m-au usturat ochii rău de tot. Așa că dacă aveți probleme din acest punct de vedere, această apă micelară nu este pentru voi. Cu siguranță nu o să o recumpăr. Norocul meu că am primit-o cadou, dar am terminat-o pentru că nu-mi place să irosesc și a făcut treaba mai greu, dar și-a făcut-o. În schimb, pentru faptul că ustură ochii, no, no. O să renunț și la acest burețel de machiaj, este de la Real Techniques. Să știți că îmi place mai mult acela... De la ce era, doamne? Acela mov cu unghi. Mi se pare că era de la Eco Tools, cred. Dacă ar fi să aleg între Real Techniques și Eco Tools, ambele se găsesc în DM, aș alege Eco Tools. Îmi place mai mult acel burețel, însă pe acesta l-am folosit destul de mult și atunci este timpul să renunț la el. Am mai terminat un produs pentru duș, sunt cam random puse în cutie, dar înțelegeți ideea, de la Ritual Foaming Shower Gel cu trandafir sălbatic și iasomie. Love este gama. Este un gel de duș de tip spumă. Nu pot să zic că m-a încântat 100%. Miroase bine, de mirosit miroase bine, doar că nu mi se pare că oferă, nu știu... O curățare 100%, nu știu dacă mă fac înțeleasă. Simțeam câteodată nevoia să mai vin cu ceva în plus. Mirosul pe piele pot să zic că persista undeva la o oră, maxim o oră. Dar e foarte faină ideea asta de spumă, nu știu. Ai așa impresia că ai o perioadă sau ai câteva minute de răsfăț pentru tine. Îți oferă într-adevăr un sentiment din acesta de spa. E posibil să mai cumpăr pentru că una peste alta mi se pare un produs... Măcar demn de testat. Vedeți apoi dacă vă place, însă aș lua altă gamă, m-aș îndrepta către Ayurveda. Cred, e posibil ca acea gamă să miroasă și mai puternic și atunci mirosul pe piele persistă mai mult. Am terminat și minunea asta după 5 secole. Ăsta cred că este un produs pe care l-am luat din Jumbo, cred că în vlogmasul trecut, cred. Un săpun de mâini, sincer pe mine m-a atras ambalajul, produsul nu. Nu știu ce-o fi fost în capul meu,
Dar l-am cumpărat. Una peste alta, nu l-aș mai recumpăra cu siguranță și ambalajul, na, a arătat bine cât a fost lichid în el. În rest se vede că este plastic. Dacă este lichid în el și dacă vedeți era unul verde, avea impresia că este sticlă, dar nu este nicio sticlă. Iar produsul în sine, nu pot să zic că m-a încântat, cu toate că am dat foarte puțin pe el pentru câta mai cantitatea este aici. Să fie cât? Ia să vedem. Avem informații? Nu, n-avem informații, dar să fie 500 de mililitri, zice eu. Uite că avem și o denumire. Savon de lux. Săpun de lux, pe scurt. Nu, nu este de lux. Dar a avut un preț bun, așa că dacă sunteți în căutarea de săpun de mâini ieftin, găsiți la Jumbo și, na, una peste alta e așa, e acolo. Pentru prețul lui, merită, pe scurt. Am terminat și acest șampon de la Olaplex, numărul 4. Nu știu ce să zic, deci nu știu ce să mai zic de aceste produse. Sincer, înainte îmi plăceau foarte, foarte mult. Deci, în momentul în care am achiziționat prima dată în viața mea produse Olaplex, într-adevăr îmi luasem aproape toată gama și foloseam numai asta. Acum, ultima dată, mi-am luat doar șamponul și masca, dacă nu mă înșel. Cred că așa. Și n-am mai văzut o diferență atât de mare. Ori pentru că nu am folosit toate produsele din gamă, ori pentru că au umblat un pic la formulă. Și să știți că au fost mai multe persoane care mi-au scris acest lucru și îmi spuneau că nu li se mai pare că Olaplex face ceva. Nu știu ce să zic, ori ne-am obișnuit noi cu el, cu toate că nu e cazul, pentru că este un produs destul de scump și nu-l cumpăr atât de des. Îl cumpăr, nu știu, o dată sau de două ori pe an când simt eu nevoia că părul meu are nevoie de un plus de hidratare și de îngrijire. Doar că acum nu am observat mare lucru, o mare îmbunătățire, încât să merite prețul atât de mare pe care îl au aceste produse de la Olaplex. Nu știu. Spuneți-mi și voi părerile voastre în comentarii să vedem dacă ni se pare mai multor persoane la fel. Dacă nu, înseamnă că o fi ceva doar în capul meu. Pentru casă și pentru că probabil ați auzit acum câteva secunde un zgomot, pentru că știți cum e, ai un câine care o mare perioadă de timp stă în casă, tinde să capete așa un miros. Și atunci folosesc difuzorul de la Market Aroma. Apropo, am terminat o aromă de la ei, dar uite, am aruncat ambalajul. Gentleman, cred că se numea aceea, foarte, foarte frumos mirosea, iar per total vă recomand acest aparat și chiar mi-au scris câteva persoane în ultima perioadă să mă întrebe cum se numea, pentru că și-l doreau. Este de la Market Aroma și mi se pare că eu am varianta Futurist, modelul Futurist, care parfumează o încăpere mai mare din punct de vedere al metrilor pătrați. Așadar, 100% încercați-l. Deci, am acel difuzor, dar am folosit și aceste spray-uri de la Bath & Body Works. Uite, am fost la mall și am uitat să intru să mai iau, pentru că mai am unul acum cu scorțișoară, care e necăcios așa, este un produs pentru iarnă. Am avut așa, Mahogany Teakwood din colecția White Barn. Da, ăsta miroase ceva parfum bărbătesc, mi-a plăcut foarte, foarte mult și îl mai am și pe acesta, Bergamot Waters. Pe acesta mi se pare că l-am inclus și în clipurile de favorite, în clipul de favoritele verii. Ah, miroase așa fresh, a vară, a mare, a libertate. S-au dus vremurile astea, au plecat, s-au dus. Dar acestea două, sincer, mi-au plăcut extrem de mult. Nu știu ce variante mai am, sincer, nici măcar nu știu dacă au adus aceste produse în magazinul din România. Eu le-am luat de undeva din afară, dar o să mă duc pentru că am nevoie de ele. Persistă destul de bine mirosul, dar pe lângă asta, în momentul în care îl pulverizezi, acoperă orice. Deci acoperă fumul de țigară, acoperă mirosul de câine și de ceea ce mai face câinele. Sunt niște produse foarte, foarte bune și nu trebuie să dai foarte mult. Am încercat și acest parfum, dar nu găsesc. Nu mai găsesc chestia aia mică, sticluța. Idol, de la Lancôme. Nu e pentru mine, din păcate, este mult prea dulce. Însă, de persistat, să știți că persistă vreo 5-6 ore, zice eu. Deci, dacă vă place Idolul, puteți să-l testați. Nu știu dacă este varianta nouă sau este ceva vechi, nu știu, habar n-am. Una peste alta, concluzia, persistă câteva ore bune, doar că mirosul nu este pentru mine. Este așa foarte floral dulce. Bun, uite că am terminat și un parfum care a fost pentru mine. S-a dus. De la Guerlain, Aqua Allegoria Forte Mandarin Basilic.
v-am mai explicat eu că pentru câteva variante din colecția aceasta cu alegoria au scos varianta forte. Ce înseamnă asta? Că într-adevăr persistă mai mult. Varianta normală persistă undeva la 2-3 ore, în timp ce aceasta pe la vreo 5. Deci avem un plus de 2-3 ore. Asta înseamnă că mirosim dacă plecăm dimineața și apoi dacă dorim putem să-l reaplicăm, dar nu, eu nu am făcut chestia asta pentru că este vară, pentru că știți că nu-mi place să deranjez lumea în jurul meu cu mirosuri foarte puternice, iar parfumul acesta mandarin bazilic miroase citric, în primul rând fresh și ai impresia că ești într-o grădină de lămâi sau de mandarin, de ce nu? Miroase foarte bine și mi-a plăcut și cu siguranță îl voi recumpăra, dar varianta asta foarte, așa cum vă ziceam. Bun, nelipsitul batist, pentru că de ce ar lipsi? Varianta originală, uite, să știți că acum am altă variantă. Mi se pare că am varianta fresh și nu mi se pare la fel de bună cu această originală. V-am mai spus eu că am mai încercat o variantă cu cireșe, parcă, și la fel. Nu mi s-a părut la fel de eficientă precum varianta originală, așa că de acum voi cumpăra doar original. Este un șampon uscat care, după părerea mea, este printre cele mai bune de pe piață. Am mai încercat pe aici, pe acolo, câteva, nu mai știu, mi se pare că am mai încercat unul de la Oriflame, dar nu m-a încântat, nu mai știu ce am mai încercat. Uite, nu l-am încercat pe acela de la Kevin Murphy, care am înțeles că ar fi foarte bun, dar pentru gama asta de preț, din tot ce am încercat eu, Batiste este cel mai bun. Un alt produs care a fost în clipul de favorite ale verii, Hydrate B5 Intense, de la Medicate cu acid hialuronic, a fost un serum care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îl aplicam în momentul în care tenul meu era umezit, se absorbe foarte repede, nu lasă pelicură lipicioasă, nu o să insist foarte mult asupra lui, deoarece l-am mai menționat, însă ca să știți, a ajuns cu bine în coșul de empties. Și vă spuneam și în clipul anterior că vreau să acord un pic mai multă atenție acestui brand. Și, apropo de asta, pentru că v-am spus că e posibil ca vineri sau luni să vină un clip cu ceva produse noi de skincare, de care sunt foarte încântată, o să vină luni. Asta așa, ca să știți, și abia aștept să vi le prezint și vouă. Deci sunt super curioasă să le testez. O să le testez pe câteva pe clip și o să vedeți acolo și review-ul meu, așa că luni la 2:30 să fiți aici prezent să vedeți ce noutăți au ajuns la mine. Bun. Un alt brand de skincare pe care eu îl ador, este în top 3 pentru mine, Paula's Choice, am terminat acest produs, niacinamide 20%. Chiar se vede în momentul în care folosești produse de la Paula's Choice. Chiar cred că acum un an, aproape un an, înainte să mă duc eu să-mi fac rinoseptoplastia, îmi comandasem aceste produse și apucasem să le testez o bună perioadă de timp până când vi le-am prezentat și s-a văzut o diferență. Eu mi-am făcut o rutină completă de la ei și se vedea tenul. Deci nu mai aveam, nu știu, probleme cu punctele, negre, dar cu apariția coșurilor. Era foarte hidratat. Într-adevăr, așa cum vă spuneam și atunci, pe site-ul lor am făcut un quiz, un test și mi s-a dat o listă cu produse care s-ar potrivi pentru tenul meu. Am luat toate produsele, băi, când folosești toate produsele de la A la Z, nu, poate nu neapărat de la același brand, dar în ordinea aia și în combinația de ingrediente potrivite chiar se vede o diferență. Deci, pentru mine, Paula's Choice, așa cum spuneam, este în top 3. Am avut aici niacinamide 20% și acest toner, Daily Pore Refining Treatment, 2% BHA, adică Beta Hydroxy Acids. Foarte, foarte bune produsele, dacă vreți să le încercați, alergați după ele cu capul înainte, pentru că cel puțin pe tenul meu au funcționat foarte bine. Este drept că nu toate suntem la fel, că nu toate reacționăm la fel la produse, pentru că atunci, așa cum mai menționam de-a lungul timpului, ar fi doar câteva branduri preferate de toată lumea și restul nu. E bine că suntem diferiți, dar vă zic, Paula's Choice pentru mine egal love. Deci, tot de la Medicate, un brand scump, uite, dar să știți că îmi plac produsele lor, din tot ce am testat până acum, îmi plac foarte mult. Acesta fiind, în schimb, preferatul meu, cum se numește, doamne? Retinoid, cred, Youth Activating Cream Intense. Este, practic, un serum pentru noapte, o cremă, să o numim, cu retinol, care are miros de vanilie pură, care hidratează tenul, care ți-l lasă, nu știu, ca îl simți ca și cum ai avea un văl de mătase, doar că sunt scumpe, foarte scumpe. La eu
L-am primit, mi se pare, într-un calendar advent, dar nu mai știu în care. Look Fantastic, Cult Beauty, tind să cred că în cel de la Cult Beauty. Și sper din suflet să mai primești și anul acesta. Pentru că eu nu mă îndur să dau atâția bani. Să știți că or să fie niște calendare advent foarte interesante. Foarte, foarte interesante. Îmi vine așa să vă dau spoilere, dar mai bine mă opresc. O să vedeți în vlogmas ce nebunie se va întâmpla cu aceste calendare, pentru că încerc să schimb și să vin cu produse și cu variante de calendare noi în fața voastră. Știți că asta încerc să fac în fiecare an și am făcut așa un research și am câteva pe listă interesante, cu toate că vor mai fi și acelea care le-am avut și anul trecut sau anii trecuți și care mi-au plăcut foarte mult. Bun! Am testat de la Pociology șosetele acestea pentru piciorușe, pentru hidratarea picioarelor. Mi-au plăcut foarte mult, îmi plăcea senzația pe care o lăsau. Trebuie să stai, știți, parasoftinul când îți pui o soluție în șosețică și apoi stai cu șosețica o oră. Ei bine, cu astea stai cam 20 de minute. Hidratează foarte bine pielea, dar efectul nu ține foarte mult. Însă așa, pentru efect imediat, e ok, este un produs ok, cred că ar merita testat. Nu mai știu de unde le am. Chiar nu mai știu. Dar bănuiesc că le găsiți ori în Sephora, ori în Douglas. Ceva nasolică. Nasolică pentru mine și pentru tenul meu. De la Givenchy Prism Libre Skin Caring Glow. Un fond de ten care mie nu mi s-a potrivit. Da, deloc, deloc, deloc. Pentru că nu era bine ținut sub control excesul de sebum. Nu se așeza bine pe tenul meu, din păcate nu este pentru mine și nu am de gând să-l recumpăr. El așa uniformiza destul de bine, dar v-am zis, excesul de sebum la mine este o problemă și caut produse care să mă ajute să țin sub control acest aspect. Uite, tot de la Paula's Choice am terminat și acest Youth Extending Daily Hydrating Fluid, un SPF 50 care... mi-a plăcut. Mi-a plăcut și el foarte mult, doar că este alb și nu l-aș lăsa singur neapărat pe ten, pentru că dacă te atingi simți așa ceva. Aș pune repede machiaj. Cred că ar fi o bază foarte bună pentru make-up, pentru că tinde să fie un pic lipicios, însă are efect. Adică nu mi s-a întâmplat să mă ard de la soare sau măcar să mă bronzez. Este un produs foarte bun, așa cum ne-a obișnuit acest brand cu toate produsele lui. Și ultima parte din clipurile de Empties, știți că este dedicată cărților. Două cărți și o vacanță, Emily Henry, o carte de vacanță, nu știu, perfectă, pentru că este lejeră, este ușor de citit. O să citesc acum de pe spate, pentru că, sincer, trebuie să-mi reamintesc. Am terminat de ceva timp această carte. Gata, mi-am amintit. Augustus Everett este un scriitor foarte apreciat de ficțiune literară. January Andrew scrie bestseller-uri de dragoste. Atunci când ea se gândește la un final fericit, el își omoară toți protagoniștii. Bun, gata, mi-am amintit. Este vorba despre acești doi scriitori care, prin diferite circumstanțe, ajung să locuiască unul lângă celălalt, undeva lângă un lac, un peisaj așa foarte, foarte drăguț și romantic. Fiecare este într-un impas în a scrie, adică le lipsește inspirația și se hotărăsc ei să facă schimb, adică ea să scrie, mă rog, romane din acestea polițiste cu crime și așa mai departe și el romane de dragoste. Și ca să facă acest lucru, fiecare trebuie să își ducă partenerul de scris, să numim așa, în lume, să fie inspirat, să-i ofere inspirație, dar prin fapte reale. Și o să treacă prin multe aventuri, nu vreau să dau foarte multe spoilere și trebuie să citiți cartea să vedeți dacă la final avem unul fericit sau nu. Dar a fost o carte foarte lejeră, a mers ușor citită și vă recomand în cazul în care încă mai puteți pleca în concedii. Ferice de voi! Apoi, o carte care tot așa a apărut în favoritele Berry de la Beth Ollery, Schimb de vieți. Despre bunica și nepoțica care fac schimb de vieți pentru că fiecare, nu știu, simte nevoia să facă această schimbare și trec și ele prin niște aventuri, Doamne. M-a amuzat teribil această carte, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut și ideea asta și nu este prima oară când o văd, de a face schimb de vieți cu o altă persoană pentru o anumită perioadă de timp. A fost și într-un film, nu mai știu, parcă cu...
Doamne, că mereu uit cum o cheamă pe cuvântul meu, Kate Winslet. Parcă acolo am văzut ideea asta în acel film, dar îmi scapă cum se numește. Dar revenind la carte, să știți că m-a amuzat teribil, mi-a plăcut foarte, foarte mult curajul bunicii și nu vreau să dau spoilere, dar este genială. Genială este bunica. Nepoata se mai domolește așa pe aici, pe colo. Și la sfârșit o să vedeți ce se întâmplă și dacă fiecare revine la viața ei sau nu. Cam astea au fost produsele pe care le-am terminat în ultima perioadă. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție, vă mulțumesc pentru susținere, pentru faptul că îmi sunteți mereu alături și mi-arătați asta prin simpla apăsare a butonului de like sau a celui de subscribe. V-am explicat că mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube, pentru asta vă sunt profund recunoscătoare. Închei aici, abia aștept să ne revedem luni de la 2:30 cu noi produse de skincare. Să aveți un weekend minunat și perfect, în timpul căruia vă recomand să smile!